Doamnelor, domnilor, dragi telespectatori, bună seara și bine v-am regăsit. Sunt Alexandru Otaru și vă invit să rămâneți în continuare alături de București TV, fiindcă urmează o nouă ediție de România la vorbitor. Astăzi, altfel, a început și noua sesiune parlamentară cu dezbateri multiple, mai ales pe seama bugetului. Buget care e foarte interesant pentru anul 2019, care vine, și foarte important de punctat, vine cu o întârziere gravă, fiindcă ar fi trebuit a fi acceptat și votat de către Parlament încă înainte de sărbătorilor de iarnă, vine cu modificări interesante și vine să ne spună foarte clar că suntem o țară a bugetarului și a asistaților sociale. De ce, cum și ce trebuie modificat în buget, dacă vor fi interpelări pe buget, dacă vom avea în 2019 cu o creștere economică reală de 5,5%, cum a fost pe 2018, conform spuselor guvernului, aflăm în această seară de la invitatul nostru și anume domnul senator Gabi Ionaș cu senator PMP Ialomița. Bună seara! Bună seara, Alex! Bine te-am găsit pe tine, dar în special telespectatorii postului vostru de radio. Televiziune, da, domnul senator, mulțumesc tare mult în primul rând că sunteți alături de noi. Problema aceasta cu bugetul este una extrem de importantă și e un lucru care ar trebui să ne preocupe de la cel mai înalt demnitar al statului român până la cel din urmă cetățean al României. De ce? Pentru că efectele se răsfrâng asupra tuturor, pe de o parte. Pe de altă parte, așa cum s-a instaurat ordinea la noi în România, avem o clasă politică, clasă politică care prin alegere ajunge să conducă România, fie executiv sau fie în cadrul forului legislativ a țării și evident apar ingerințe în fenomenul bugetării, de exemplu, da, cu conotații politice și poate în emisiunea cu pricină, emisiunea aceasta vom ajunge să discutăm și aspecte de genul acesta și nu numai cifre și bineînțeles premise ale bugetului. În opinia mea, fiindcă tot ai deschis problema bugetului, este un buget extrem de optimist, da, care pleacă de la niște premise nereale. Aici aș vrea să încep totuși cu o întrebare către domnia voastră. Ați spus că bugetul este extraordinar de important până și pentru fiecare român, pentru fiecare cetățean român. Avem reforme, avem modificări în cadrul bugetului, în structura bugetului, care ar trebui să ne ducă cu gândul la faptul că bugetul ar putea afecta viața românului de rând? Sigur. Acum, cea mai importantă, nu știu cum să o definesc, facilitate, ca să nu-i zic altfel, pomană, da? Este vorba de quantumul salariilor care se dau, dar atenție, Alex, și aici se dau unui segment din populația României. De ce? Știm foarte bine și e mult criticată legea 153 privind salarizarea unică, da? A împărțit deja România în două. Numai că cei aflați la putere acuză pe cei din opoziție sau pe nu știu cine, Soros și așa mai departe, că ar fi despărțit societatea în două. Nimic mai fals. Cineva care a legiferat, da, și-a creat discrepanțe din acestea uriașe între cei care contribuie pentru salariile sistemului bugetar și cei care produc. Fiindcă aici este problema. Știm foarte bine, în situații precare, mă refer la starea materială a multora dintre cei care acum se uită la televizor, evident, cel care nu are jinduiește la buzunarul celui care are și evident că apare deja să fragmentează societatea, cel puțin din punctul ăsta de vedere. Eu nu mai zic din alte puncte de vedere vis-a-vis de starea de sănătate, vis-a-vis de tratamentul pe care îl asigură autoritățile locale vis-a-vis de cetățeni. Da? Deci sunt o serie întreagă de elemente, de asta am spus extrem de optimiste, ca să nu le spun altfel, da? Și premisele pe care s-a construit bugetul pentru perioada actuală sunt unele, din punctul meu de vedere, nerealiste, ca să nu le definesc altfel. De ce, domnule Alex, senator? Alex, aș vrea totuși să notez faptul că legea bugetului, bugetul de stat și asigurărilor sociale ar fi trebuit aprobat din luna noiembrie anul precedent, fiindcă conform legii bugetare spune că
Guvernul propune până la 15 octombrie proiectul de buget, stă la consultare, nu știu de care consultare e vorba în etapa actuală, când discutăm noi, la consultare și intră în dezbaterea Parlamentului și el se adoptă până la jumătatea lunii noiembrie, astfel încât toate autoritățile, inclusiv cele publice, dar și autorități ale statului, să poată să-și întocmească bugetele, da? Și începând cu 1 ianuarie să plece la treabă, da? De asta trebuie deci să punctăm... O secundă, iertați-mă. În condițiile acestea, în afară de justiție, etc., etc., o serie întreagă de instituții fundamentale a statului român, s-a ajuns să politizeze și bugetul, da? Haideți să ne aducem aminte, după ce a venit domnul Dragnea în a doua jumătate a lunii decembrie, da? Am și văzut poza, nu știu cine l-a învățat să facă prostioara aceasta, l-am văzut la masă cu ministrul de finanțe, cu unul din ministrii cabinetului Dăncilă, da? Cu ministrul de finanțe, cred că am zis, și cu domnul Vâlcu. Minunatul și inteligența, eminența cenușie a guvernului, domnul Vâlcov, da? Și domnul Dragnea. Vă aduceți aminte ce era postat atunci? Cu cifrele pe masă, cu viitorul... cifrele pe masă, viitorul arată bine. Domnule, cât de bine arată viitorul, domnule? Domnul, este impardonabilă o astfel de greșeală a unui lider politic să afișeze în primul rând treaba aceasta și este un gest de ofensă la adresa cetățenilor, da? Că toată țara, să arăți că toată țara a stat fără buget și te aștepta pe tine să vii din vacanță, da? Asta este imaginea care, cel puțin din punctul meu de vedere, mi-a lăsat-o. Ba mai mult, din peisajul respectiv lipsește cel care este îndreptățit de lege să fi fost prezent la o astfel de masă, la o astfel de discuție, da? Premierul României, doamna Dăncilă, da? În al doua ordine de idei, bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale nu se discută la partid. Sunt instituțiile prevăzute de Constituția României și este vorba de Guvernul României, da, împreună cu celelalte instituții ale statului român, administrația publică și instituțiile deconcentrate ale statului român, care formează proiectul de buget, îl supun dezbaterii publice, da, de asta am zis dezbaterea care ar fi trebuit să fie. Exact, da. Fiecare cetățean, fiecare dintre noi poate să-și pună punctul de vedere după ce s-a terminat tot acest proces, evident, să duce pe masa Parlamentului pentru a fi analizat și a decide asupra adoptării bugetului. Astea sunt procedurile. Pe de-o parte, și cu asta chiar că închei partea aceasta, da? Mai ales că săptămâna aceasta, da? De săptămâna trecută, conform unui grafic al Guvernului, unui comunicat al Guvernului, bugetul trebuia să fie pus pe masa Parlamentului până sâmbătă la ora 16. Iată, astăzi suntem luni, da? Și a anunțat că e posibil, poate către sfârșitul săptămânii acestea, să fie adus la Parlament în vederea analizării. De ce credeți că se fac astfel de întârzieri? E oare problema cu vitamina D pe care încearcă să o sponsorizeze domnul Dragnea? E problema cu faptul că majorările din PIX care s-au dat pe partea de salariați bugetari în prima fază și ajutor social nu sunt acoperite de către puterea economică a României, oare? Din punctul ăsta de vedere nu am un răspuns foarte categoric. Cert este că anumite sume nu le ajung. Și o să vă explic imediat. Dacă v-ați uitat în decursul anilor precedenți și la actuala guvernare, chiar și declarațiile actualului ministru de finanțe, domnul Teodorovici, spune așa, am făcut o emisie de titluri de stat și am mai strâns niște bani ca să plătesc dobânzile la datoriile curente. Sau am mai luat niște bani ca, sau rostogolim datoriile externe care le aveam. Deci, aceste lucruri, domnul Rotaru, evident ele trebuie cuprinse ca cheltuială în bugetul anului curent, da? Fiindcă se numește, intră în acea, da, în acea sferă numită datoria publică, din care plătesc dobânzi, da? Și datoriile, creditul care l-am angajat pentru anul respectiv. Dacă vă aduceți aminte, unul din reproșurile pe care le-a avut președintele statului, că în bugetul anului 2018 n-a fost cuprinsă nicio sumă pentru
plata datoriei externe pe care a avut-o guvernul României. Datorie care crește, trebuie să punctăm ba mai mult, ba mai mult, guvernul, cel puțin în anul precedent și iată și în anul curent, da, s-a dus la cei care acum sunt lacomi, care acuză de lăcomii, și s-a împrumutat de pe piața financiară internă. N-a mai putut lua bani din exterior, fiindcă acolo sunt o serie întreagă de condiții și condiționalități, da? Fiindcă i-a fost mai ușor. Și acum s-a întors împotriva celor care au dat bani. Iată că la ultima tragere pe care a vrut guvernul României să o facă, a putut strânge numai 60% din suma necesară. Deci, lucrurile acestea demonstrează un lucru fără tăgadă. Deci, regele e cu fundul gol. Are și buzunarele întoarse pe dos. Asta este problema, pe de o parte. Pe de altă parte, Alex, mai există încă o cerere legitimă din punctul meu de vedere. Da, eu vorbesc de cetățeni și autorități publice locale care spun, domnule, când ai făcut schimbarea de la impozitul pe venit de la 16% la 10%, ai spus că ne compensez. Deja ne-ai creat un gol din anii anteriori. Da? E vorba de reducerea aceea de 37,5% din impozitul pe venit. Da? Noi ce avem de făcut? Noi avem o comandă socială. Noi am promis, și primarii au dreptate, am promis că vom dezvolta comunitățile noastre. Bani de investiții. Cerim întregirea acelui fond care ne-l-ai luat. Pe de o parte. Pe de altă parte, există și comanda aceasta socială. Ia uitați-vă, dau un reproș a unor parlamentari din Sânul Puterii, chiar din PSD, care spune că ei nu vor vota bugetul, fiindcă pentru Autostrada Unirii nu s-a prevăzut niciun leu. Și atunci, evident că, și cu asta închei, guvernul și conducerea politică care subordonează guvernul au revenit și au început să mai analizeze încă o dată cifrele, de asta este amânarea. Domnule senator, ați vorbit de Autostrada Unirii și nu pot trece mai departe fără a ne opri foarte puțin pe acest proiect care ar fi trebuit a fi realizat de mult în România, fiindcă leagă cele două provincii istorice, Ardealul și Moldova. Domnul Alex, există o lege în direcția aceasta pe care știu că a și votat-o și dumneavoastră de altfel. Sigur. Care a fost promulgată și de președinte, care categoric obligă guvernul, din punctul meu de vedere, e o lege a rușinii, în primul rând. E rușinos să trebuiască, bine, e o realitate până la urmă, dar e rușinos să fim obligați să dăm o lege și facă o autostradă, să se facă o autostradă. Da, din nefericire lucrurile așa au merg, fiindcă banii pentru dezvoltare au rămas foarte puțini. Da? Dacă vă uitați în bugetul de stat pentru anul acesta, aproape două treimi din buget, da, se duc pe ce? Pe salarii și asistență socială. Fără să mai luăm în considerare cei cam 20-22% care înseamnă cheltuieli de funcționare ale instituțiilor statului. Deci vă imaginați că bani pentru investiții au rămas foarte puțini. 102 miliarde se duc pe salariile bugetarilor și noi, la nivel de Uniune Europeană, suntem țara cu cei mai mulți bugetari. Un cuantum de 35% din populație care muncește la stat. Sigur. Alex, vis-a-vis de autostradă, chiar astăzi în Senatul României am prelungit termenul de dezbatere la încă o autostradă care ar trebui să lege Ploieștiul de estul României, Brăila Galați, este autostrada estului și trebuie să, fără să înțelegeți că vreau să mă laud la dumneavoastră, am mai depus și eu în data de 22 ianuarie, cu două zile înainte de sărbătorirea celor 160 de ani de la Unirea Principatelor Române, am mai depus la Senatul României un proiect pentru încă două autostrăzi, care din punctul meu de vedere sunt extrem de importante și credeți nu pentru Moldova, pentru proiecte? România. Da, este vorba de autostrada Principatele, Unirea Principatelor Române, care pleacă de la Ploiești și ajunge prin Buzău, Focșani, Bacău, Roman, Pașcani, Suceava, la Vama Siret, care leagă nordul Bucovinei, da? Da. Și implicit Ucraina. Și de la Focșani mai e o altă autostradă în proiectul de lege de care vă spun. Unele agenții de presă l-au preluat în televiziune. O altă autostradă numită Autostrada Basarabia. Așa am definit-o eu în proiectul de lege respectiv, care pleacă de la Focșani, Vaslui și ajunge la Vama Albița și mai departe la Chișinău.
De ce lucrurile acestea? Vă și spun, fac o paranteză acum ca să vă explic de ce e nevoie de proiectul acesta. Din nefericire, regiunile istorice ale României n-au fost legate și prin astfel de legături rutiere rapide, pe de o parte, știut fiind faptul din vremuri străvechi, dar dinainte de Hristos, că comunitățile s-au dezvoltat de-a lungul unor drumuri comerciale, vedeți, cel mai elocvent și mai popular pentru noi e drumul Mătăsii, da? Da. S-au prosperat toate popoarele și toate localitățile care au fost de-a lungul acestei trame de comerț, o definesc în termenii aceștia, pe de-o parte. Deci asta se echilibreze dezvoltarea României și evident să creeze o premisă de dezvoltare cel puțin la același nivel ca și Transilvania Moldovei, pe de-o parte. Sunt convins că și colegii mei din Oltenia vor face același gest, fiindcă și Oltenia este o regiune istorică, da? Încă izolată. Și precară din punctul de vedere al perspectivelor de dezvoltare economică. Și atunci am dorit lucrul acesta, pe de-o parte. Pe de altă parte, trebuie să mai notez că la Helsinki, sper să nu greșesc, în 1998, da, a avut loc o mare conferință prin care s-a stabilit culoarul nou pan-european. Da. Da, pleacă de la Helsinki și ajunge la Alexandrianopolis, da, trecând prin România și evident statul român ca semnatar acestei convenții, evident trebuie să-și asume sarcinile corespunzătoare. Un alt argument care m-a condus la treaba aceasta. Tot analizând documentele și inițiativele de până acum ale guvernărilor care s-au succedat, autostrăzile acestea de care discutăm aveau studii în diverse stadii, da, privind realizarea lor. Iar în 2011, la Compania Națională pentru Investiții în Infrastructura Rutieră, trebuiau să înceapă lucrările de investiții din 2011 și suntem în 2019. 8 ani de zile. Deci în 8 ani de zile, practic, nu s-a făcut aproape nimic. Corect. Pe de o parte. Și acum o luăm și pe latura subiectivă, în definitiv, da? Deci, cele două trame de care vorbeam, da, rutiere, sunt necesare pentru ce? Să înțeleagă frații și surorile noastre, dincolo de Prut, sau din nordul țării, și vorbim de partea din Ucraina, da? Bucovina de Nord, că suntem aproape de ei. Domnule Ionașcu, dincolo de aspectul foarte onorabil, de altfel, al problemei pe care dumneavoastră încercați să-l puneți în fața lucrurilor, gândiți-vă că regiunile istorice, Iașiul, capitala istorică mai nou numită prin decret prezidențial. Am participat acolo, am avut onoare. Foarte frumos, de altfel, și foarte bine că am numit-o capitala istorică, dar tot izolat rămâne. Iar Iașiului s-a promis încă în 1859 că va fi legată de țară prin Prutul navigabil, prin căi de cale ferată, prin drumuri. Corect. Și iată că suntem la distanță de 160 de ani și Iașiul rămâne la fel de legat aproape ca și în 1859. Bine, excluzând puține tronsoane de cale ferată. Dar revenind la problema centrală a subiectului de astăzi, la buget, există oare bani pentru astfel de proiecte? Se vor aloca bani și dacă credeți că vor trece acele legi? Domnul Rotaru, există bani. Doamna Crețu ne-a demonstrat nouă și fostului ministru al transporturilor de 3 ori lucrul acesta, da? Venind la București și spunând că la vremea respectivă erau 5,1 miliarde de lei în bugetul pentru infrastructura rutieră alocat României până în anul 2020, din care nu s-a absorbit nimic, da? Ba mai mult, ce este surprinzător, domnul Rotaru, ultimele declarații ale premierului României spune că pentru autostrada către Brașov deja sunt în stadiu foarte avansat privind încheierea unui parteneriat public-privat, iar pentru autostrada, segmentul de autostradă din Autostrada Unirii între Târgu Neamț, da, și Vama Ungheni, va face obiectul tot unui parteneriat public-privat. Și dacă vă aduceți aminte, sper că mulți dintre cei care ne urmăresc acum își aduc aminte, a și evaluat un cost privind taxa de autostradă. Cât va costa? Între 12,6 euro pentru camioane pe 100 de kilometri, da? Și 6,8 euro pentru autoturisme. Păi dacă ne dă Uniunea Europeană atâția bani
să circulăm liber ca în Germania. De ce nu îi luăm pe aia? Și mergem la de o procedură netransparentă, parteneriatul public-privat. De ce? Domnul Rotaru. Vă rog. Oricine vă dă bani, cu împrumut dacă vi-i dă, vă pune niște condiții. Dacă nu respectați condițiile, vă ia banii înapoi. Și atunci asta este teama, pe de-o parte. Guvernul are să teme de controlul european? Sigur. Că trebuie să întrunești niște condiții, da? Și dacă proiectul tău, angajamentul, mai bine zis, că să numim angajament, că prinde partea financiară, etc. Dar angajamentul tău îl duci în cap, iertați-mi expresia, dar trebuie să plătești, da, unii. Păcând unui partener, discuți bara-bara cum discutăm noi acum, da? Ne înțelegem, Alex, uite, am ceva de făcut. Nu vrei să o faci tu, să o finanțezi? Nu cad la înțelegeri, domnul senator. Și să o finanțezi. Dar știi, mai am și eu nevoie de ceva, că și eu trebuie să trec pe la cârciu, am și eu copii, am familie, am nu știu ce. Să știți că chiar nu cad la... Sper că cei de acasă au simțit, au prins ironia. Noi mă bucur că suntem foarte optimiști, cel puțin pentru faptul că noi ca și români am fost optimiști întotdeauna și am reușit să rezistăm. Dar făcând raport între circumstanțele internaționale ale anului 2019, posibilitățile pe care le avem și modul în care se încearcă gestionarea bugetului pe 2019, îmi lasă multe semne de întrebare. Ați spus ceva mai înainte că o foarte mare parte din buget, și anume două treimi din buget, se duc către asistență socială și bugetari. Deci asta înseamnă cam 65%, domnul Alex, cu 20%, 22%, ceea ce înseamnă cheltuielile de funcționare, deja face 85-88%, da? Deci mai rămân 12% pentru dezvoltare. Aici este cuiu. Fiindcă, în primul și în primul rând, noi, cei care astăzi conducem România, trăim în România, trebuie să vă lăsăm vouă câte ceva, da? Patru pereți și un acoperiș. Asta e o datorie nescrisă, care o perpetuăm din generație în generație, da? Din nefericire, lucrul acesta este pus sub semnul riscului. Pe de o parte. Dar premierul României s-a angajat că va da mai mulți bani dezvoltării, că dezvoltarea și investițiile sunt o prioritate pentru guvernul Dăncilă. Domnul Rotaru, sunt 4,6% din PIB în fondul de dezvoltare. Uitați-vă în buget, da? Și anul trecut, nu știu dacă s-a făcut, vom vedea execuția bugetară, nu știu dacă s-a ajuns 3% cheltuieli de capital din bugetul consolidat al României. Asta este problema cea mai complicată. Da? Deci dăm bani pentru salarii, etc., etc., voucher de vacanțe, etc., etc., da? Din banii celor care muncesc, atenție, cu salariu minim. Și aici vreau să vă dau o informație pe care am intrat și eu în posesia ei și dacă înainte de apariția contractului colectiv de muncă aveam între 200 până 200-200 între 200 și 400 de mii de salariați cu salariu minim, acum asistăm la peste 1,5 milioane de salariați din sectorul economic privat și de stat, eu nu vorbesc de bugetar, da, care au salariu, care sunt plătiți la salariu minim. Cu alte cuvinte, creșterea salariului minim obligatoriu, care a fost de la 1 ianuarie la 2050, 150 de lei, nu a făcut nimic altceva decât să oblige o mare parte din afacerile române, de românești, pardon, să scadă... Categoric asta s-a și întâmplat. Numai că efectul a fost pervers. Și vă rog să faceți dumneavoastră o simulare. În sistemul de salarizare și de taxare a muncii, până în anul 2017, taxarea muncii era undeva la 25-27%. Dacă acum vă duceți după trecerea sarcinii pe angajat, da, a tuturor cheltuielilor, el ia salariu brut, veți vedea că impozitarea e până la 42%, ceea ce înseamnă enorm de mult. Deci taxele pe muncă, și faceți dumneavoastră o verificare pe fluturașul dumneavoastră. Vedeți cât vă plătește angajatorul și cât luați net în mână. Și dacă iese sub 40%, mă faceți de râs la telespectatorii dumneavoastră. Din păcate știu să calculez foarte bine care e diferența, din păcate. Asta este efectul pervers. Deci, în realitate, celor cu salariu minim, și eu am niște salariați la cabinetul parlamentar care sunt plătiți cu salariu minim. Deci, la 1450 de lei. Baza de salarizare, salariu brut din 2000
17, luau în mână 1062 de lei, nu greșesc, da? Iar, nu, 1068 de lei. Iar la salarizarea corespunzătoare, în 2018, la 1900 de lei salariu minim, ia 1162 de lei. Deci cu 98 de lei le-a crescut netul, iar brutul, evident, aproape s-a... E de cu 40 ceva la 150% mai mare. Propun să ne spuneți după o pauză de publicitate dacă e o caracatiță prin care statul încearcă să aducă bani la buget, care s-a adevărat a nu fi un sac fără fund. Iar până atunci, înainte de pauză de publicitate, dragi telespectatori, țin să vă reamintesc că în 2018 s-au închis 28.000 de întreprinderi mici și mijlocii pe teritoriul României, iar în 2019 banii alocați pentru mediul de afaceri au scăzut cu 30%. Enorm de mult. Revenim după o scurtă pauză de publicitate, imediat la București.